Vineri 6 august, de la ora 17, la Muzeul Municipal Călăraș, a avut loc vernisajul expoziției de fotografie cu apele curate, realizată de fotograful Vlad Bâscă în anul 2019 într-o tabără de ecologizare din Delta Dunării. Manifestarea face parte din programul Cu apele curate, lansat în anul 2019 ca un apel la implicare în combaterea și prevenirea poluării cu plastic a apelor Dunării, adresat membrilor comunităților și autorităților publice din localitățile riverane. Programul este derulat de Asociația Mai Mult Verde cu susținerea Lidl România. Cu ocazia vernisării expoziției a avut loc și proiecția unor filme documentare tematice. Și vreau să vă prezint organizatorii și reprezentanții organizatorilor. Să încep cu cel care reprezintă apele curate. Îi spunea cu minte curate mereu. Și mă corecta. Și Constantin Marian Gheorghiță și Diana Stoian de la Aiser Călăraș. Mai departe, am înțeles cu ei să vă prezint de ce se întâmplă cu acest proiect. Ce pot să vă spun în așa pe scurt? Ați văzut o expoziție de fotografie cu urmele lăsate de civilizație, sau de o parte a civilizației, și un filmuleț pe care o să vă invit să-l urmări în viață. Ceva despre proiectul acesta cu apele curate. E demarat din 2019. Ce avem aici la expoziție este parte din prima acțiune de ecologizare care s-a întâmplat pe plaja de la Sfântul Gheorghe, din Delta. Între timp, proiectul acesta s-a extins cumva pe tot ce înseamnă localități de pe cursul Dunării din țară. Asta înseamnă că fiecare comunitate locală, prin ONG-uri sau prin diverse oameni care au se implice, au acționat prin tot felul de evenimente, happening-uri, să facă, nu știu, să facă diferența împotriva luptei, mă rog, pentru lupta împotriva plasticului. Pe aici, la Călăraș, s-au mai întâmplat, cred că chiar din 2019, au fost câteva acțiuni de ecologizare, chiar pe Malul Bocii. Mai departe, noi am încercat să dăm și o altă tentă, mă rog, acțiuni de ecologizare să facă și s-au mai făcut și probabil o să mai fie nevoie să le facem. Dar prin asta, noi ne dorim să ajungem și altfel la oameni. E mai simplu să vii aici, într-un mediu cultural mai plăcut, să vezi urmele lăsate de, nu știu, neglijența oamenilor, în principiu. Și poate în felul ăsta, stând relaxați, văzând un film documentar fix pe tema aceasta de evaluare, putem să găsim și să venim cu soluții pentru orășelul nostru în și frumos. Cam atât despre proiect. O să mai apară câteva evenimente și întâmplări în viitor apropiat, dar o să le lucrăm treptat și o să vă anunțăm pe parcursul confirmărilor că e nevoie de implicarea autorităților, e nevoie de implicarea comunității locale și, la momentul formiat, ar trebui să putem să facem public totul. La acest eveniment manifest de artă vizuală, reprezintă pentru noi Asociația ISER atât o bucurie foarte mare, cât și o determinare la sprijinire și conștientizarea importanței sprijinirii mediului în care trăim. Noi am început acest parteneriat încă de la începutul acestui an cu campania de ecologizare drum către Dunăre, undeva ce a avut la sfârșitul primului trimestru. Și suntem atât onorați cât și, nici nu știu cum să spun, ne interesează foarte mult să ne implicăm și ne interesează foarte mult să creștem gradul de conștientizare și responsabilizare a cetățenilor. Că depinde de fiecare dintre noi cum putem să ne
aducem aportul în a sprijini natura ca și ea să ne poată sprijini la lumea ei. Pentru că fără natură, noi nu putem trăi. Și dacă stăm să privim la ultimele evenimente, să spun așa, naturale, mă refer la schimbările climatice, cred că este un semnal de alarmă că trebuie să începem să fim mai responsabili și să ne implicăm fiecare cum poate, oricât de puțin. Și când spun asta, am în minte chiar un documentar pe care l-am descoperit în cadrul programului cu apele curate. Cred că a fost realizat undeva anul trecut. În acel documentar am aflat că, începând cu jumătatea secolului al 20-lea, noi consumăm toată planeta aproximativ 8,3 miliarde de tone de plastic. Problema este că acest plastic, deși îl consumăm, deși îl folosim, el practic nu se consumă. Adică fiecare PET, dacă stăm bine să ne gândim, odată golit, el își continuă, să spun așa, viața, supraviețuind în natură și în dauna naturii pentru sute de ani. Tot în acel documentar, exclusiv legat de România, am aflat că, conform statisticilor, se pare că anul trecut, noi, fiecare dintre noi, am consumat aproximativ 30 de kilograme de plastic anual. Consider că schimbarea trebuie făcută acum și nu mâine. Ne-am obișnuit să tot amânăm sau ne-am obișnuit să lăsăm pe alții să facă în locul nostru. Cred că nu este suficient doar să fim, să spun așa, în asentimentul celor care, activiștilor în protejarea mediului. Consider că fiecare dintre noi trebuie să avem un impact și să facem ceva, oricât de puțin, și consider că prin gesturi mici, oricât de mărunte, dar constante, da, noi chiar putem face diferența. Chiar putem face diferența. Și consider că ar mai fi util, iarăși un lucru pe care l-am descoperit în cadrul programului cu apele curate, mai precis în campania din iulie, denumită Iulie fără plastic, am descoperit că avem niște obiceiuri total nesănătoase. Obiceiuri pe care le avem cu toții în viața de zi cu zi. Și când spun asta, am în minte inclusiv un exemplu, modul în care facem fiecare cumpărăturile. Când mergem la cumpărături, fie că mergem, nu știu, la farmacie, în supermarket, mall, piață, ne-am obișnuit ca pentru fiecare articol pe care îl achiziționăm să luăm câte o punguță. Câte o punguță, câte o punguță, câte o punguță. Și ajungem acasă cu multe pungi. Și cred că este momentul să venim cu o schimbare. Să ne schimbăm stilul de viață și să fim mai responsabili față de mediu. Și să ne gândim că acel plastic pe care noi îl folosim 100 de ani, atât 100 de ani, 100 de ani, este efectul pe care îl are în timp în natură. Are un rol, un traseu ciclic. Noi îl aruncăm, noi uităm de el, dar el ce este acolo, din faptul că ajunge din nou tot la noi. Prin alimentație, prin aer, contează enorm să începem să ne implicăm, indiferent că vorbesc de, să vorbim de o implicare individuală sau o implicare colectivă. Implicarea individuală înseamnă în fiecare acasă, în gospodăria lui, dar și în familia lui, unde poate deveni un vector de diseminare. Iar colectiv, chiar vorbeam cu Luminița, stăteam și mă întrebam dacă la școală
există o oră de ecologie, care ecologia nu trebuie să însemne. Am înțeles că există științele naturii acum, științele naturii ne învață despre natură, dar trebuie să învățăm și să protejăm natura, pentru că astfel ne protejăm și noi. Și dacă noi nu avem un aport în viața naturii, nici natura nu ne poate ajuta. Uitați-vă la ce se întâmplă doar în această vară. Tot auzim la știri, peste tot este îngenit pe lângă COVID, mai nou sunt incendii. Sunt aceste calamități naturale care sunt astăzi de aici. Mi s-a întâmplat să mă mai uit la televizor, la tot felul de știri și nu mai refer exclusiv la România. Și să văd că oamenii în vârstă, în problema, pe mine nu mă interesează să nu mai folosesc plastic. Pe mine nu mă interesează să iau atitudine. Eu sunt în vârstă. Ce contează? Că oricum efectul a ceea ce fac eu astăzi se va vedea peste 10 de ani. Nu cred că mai poate fi vorba de așa ceva. Se vede. Deja se vede. Și de aceea avem nevoie urgent de măsuri. Și măsuri înseamnă inclusiv zilnic. Am văzut, mergem pe stradă, spre serviciu, spre școală, spre plajă. Vedem un pet aruncat pe jos. Este suficient să luăm. Este adevărat. Nu ne am aruncat. Este frustrant că eu trebuie să stau, să strâng gunoiul celuilalt. Cât de urât. Dar trebuie să fac.